Susțin lupta împotriva traficului de persoane. Ai grijă la pericolele din jurul tău. David Popovici nu este singurul sportiv care susține campania de prevenire a traficului de persoane desfășurată de Agenția Națională împotriva traficului de persoane până pe 30 iulie 2025. Fotbaliștii Marius Nicolae și Ionel Dănciulescu, scrimerii Iulian Robert Teodosiu și Andreea Lupu, dar și gimnasta Larisa Iordache sunt ambasadorii acestei campanii. În gimnastică, fiecare mișcare este calculată și precisă. La fel cum trebuie să fie și alegerile tale în viață. Fii vigilent și protejează-te de capcanele traficului de persoane. Potrivit specialiștilor din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, tinerii reprezintă principala țintă a traficanților de persoane, iar în anul precedent, 49% dintre victimele traficului de persoane aveau sub 18 ani. 14% dintre victimele traficate în anul 2023 au fost recrutate din mediul online. În mediul online vorbești cu oricine? Nu. Adică? Vorbesc numai cu persoanele pe care le cunosc, atât. Pe care le știi real, fizic? Da. Cine credeți că sunt cei mai expuși traficului de persoane? Copii. Clar, copii. Și adolescenții care vin din familii defavorizate, că sunt, li se face capul mare cu diverse lucruri, dar în general copiii. Copiii, fetele, tineri, dar nici nu știu ce să vă spun, pentru că, în general, justiția nu-și face treaba. Așa că degeaba faceți campanii. Lăsăm violatori în libertate, lăsăm traficanți în libertate și cam asta-i. Dar dacă ar ști mai bine să se ferească de astfel de persoane, nu-i ajută o astfel de campanie? Campanii? Da, campanii să cam fac, da. De informare, da. Nu știu în ce măsură îi ajută cât sunt ăștia în libertate. Activitățile din cadrul campaniei vor fi desfășurate atât în mediul online, cât și față în față cu tinerii în școli și licee din țară.